Salut, fraților, Allbox aici, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Age of Mythology. Fraților, mi-era extrem de dor de jocul ăsta. N-am mai jucat jocul ăsta de... nici nu mă mai știu, ok? Și acum sunt chiar foarte bucuros să mă joc jocul ăsta. Dar înainte să jucăm, pentru cazul în care voi sunteți like noi cu jocul ăsta și vi l-ați luat și voi imediat, disable this, disable, de fapt enable this, allow audio towns, language filter, și ar trebui să fie o setare pe aici. Dan, am rezolvat. Ok, hai să mergem pe single player, din nou o să ne jucăm pe campanie și vă zic, mi-era extrem de dor de jocul ăsta. Și chiar sunt fericit să încep jocul, am terminat-o jocul ăsta, jocul normal plus expansiunea, am terminat totul pe normal. Din câte țin eu minte, pe easy, pardon, nu pe medium. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arcantos. Fighting old battles again? Cutscene. Yes. Old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted. Faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today, Atlantis's enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis Maybe. Still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arcantos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Hey. Arcantos, awaken. Admiral. Sir. Yes? We've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. Oh. That's neat. That's pretty neat. Mamă, ce nostalgie! Oh my fucking god! Nivelul de nostalgie e over 9000. You cannot ignore the omens, Arcantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Oh. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. Oh. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. The nostalgia is high, guys. Wait, what the fuck is happening? What in the name of... Castor, stay here! Oh, ce numele lui Cincin se întâmplă? Ok, trebuie să-l salvăm pe tipul ăsta. Mereu îl salvez. Dude, fucking run! Fucking run! Ok. Ok. Mi-e frică că s-ar putea ca sunetul să fie un pic cam... Ok, fraților, revenind. Am pus setările înapoi la cum trebuia să fie. Și trebuie... Acum trebuie să apărăm insulița asta, din câte vedeți. Deci... And very effective at killing myth units such as the Kraken. Oh, bine de știut. Bine de fucking știut. Aș îți dă un boost din câte știu dacă stau aproape de Arcanto și îl țipă. Ok, trebuie să facem unituri neapărat. Deci bag upgrade-uri, tati. 5, da. Well done. We should prepare ourselves for more attacks. Ok. We should be, da, train reinforcement units. Ok, we are going to do this and we are going to win. Ok? Pune 4 aici și nu mai avem aur. Ce pana mea, nu avem aur. Ok, cine-i pus pe aur? Ok, în jocul ăsta sunt 3 chestii care trebuie să fii atent. Aurul, which is basically metalul din jocul ăsta. Cărnița și lemnul. Toate astea dacă le ai, ești bun. Ok? Și nu știu dacă... Lăsați-mă să verific dacă chiar se registrează. Gata, se registrează. We are good. Ok, vin pirații. Când vin pirații și zice a landing party, well, înseamnă că o să vină și o să încearcă să ne penetrate our ass. Ok, vine între acolo. Ok, du ăstea în spate și trimite-i pe ăștia acolo. Așa. We can do this.
easy. What was easy? Ok, acum dați atac la chestia asta. Nu, voi vă duceți mai departe, apărați acolo. Trimitem asta să dea cu săgeți. A, gata. Ok, mamă, ce dormire de jocul ăsta, again. Nu pot să mă las fără să zic că mi-era dor de jocul ăsta, pentru că chiar mi-era dor de jocul ăsta. Ok, trebuie aur. Oh my god, cât de puțin avem. Ok, ar trebui să facem săteni, da, sătenii sunt baza economiei noastre dacă nu avem săteni. Suntem praf. Ok, voi stați departe. Arcantos stă acolo, bun. Voi. Știu că pot să dau trigger la cineva folosindu-mă de comenzile F, da. Ok, another Kraken. Da, voi stați departe. Voi nu, voi nu vă bateți. Știu că sunteți dați pe agresiv, dar voi nu vă bateți. Nu. Ok, a landing party, right? A, decât e sniping battle, ok? Good. Ce puternice sunt turnurile, oh my fucking god. Ok, începe să strângem aur, să băgăm pe aici ceva? Copper mail, why not? E bine. Ok, ea se ocupă de ce se întâmplă aici, bun. Și Arcantos și restul se ocupă de ce se întâmplă pe acolo, good. Ok, trimite... Nu spune că n-a nimerit niciuna. Oh my god, să nu-mi spui. Nici să nu aud. Ok, hai să-l mutăm pe... De fapt, nu, Arcantos rămâi acolo. Voi o luați aici jos, ok? Vreau așa să rămână. Da, știu să mă uit. Nu-mi place că nu pot să dau zoom out din harta asta. Ok, l-avem pe acolo pe Poseidon, dar ziți, keep your eyes open. Asta-i hărtuțul ea noastră, dacă vă uitați. Da, putem! Da, știu, God Powers. In the name of Chin Chin! Ok, nu prea o să ne folosească, dar... da, în general se mărește producția, de aia am pus pe ea să... Kraken, unde vine? Krakenul ăsta vine jos. Eu nu vreau să aveți voie de-a face cu el. Îl trimitem pe Arcantos. Încă o landing party, Jesus. Ok, vine pe sus. Deci să fim pe fază sus. Wait, unde sunt restul? Of, nu e bine. Nu e bine. Nu e bine, fugiți. Fugiți. Arcașii nu pot face nimic. Holy shit, turnul e prea OP. Turnurile sunt prea OP. Ok, cred că nu ăsta nu mai are mult. Ok, sunt foarte agitat la jocul ăsta, dar duie ceva, cine știe ce, pentru că cam așa trebuie să fii atent. Ok, copper weapons, yay, upgrade. Upgrade complete și știu că pot să duc la următorul age. Pot să fac un templu din câte știu. Oh, pot să fac templu. Fă un templu aici, prietenașul meu. Te rog frumos, nu știu dacă o să apucăm să-l folosim, dar fă un templu acolo, please. Please, te rog. Ok, upgradez top. Cum îi zice? Ei, voi vă duceți acolo. Momentan n-aveți de ce să... Dați la fermă dacă acolo încă mai e mâncare. Și tu, tipule, fugi. Noi facem un templu. Ce face templu e că putem să înrolăm... Unități, nu știu cum să le descriu. Mitice, adică gen ciclopi, manticore și așa mai departe. Unități din astea fantastice în general. Să nu spui că e landing party. Nu e landing party, bun. Tu, tu te acolo. Mamă, cred că ia extrem mult damage. Și voi nu vă duceți, voi îi ajutați pe frățiorii voștri. Interesant, Arcantos, ceea ce spui. Nu am nevoie momentan, dar mersi oricum, Athena, că mă atenționezi. Ok, acolo, da, îmi face arcaș, eu sunt fericit dacă îmi face arcaș.
Și gata templu? A, și asta ne produce perfect. E timpul să facem centauri. Gata, trimit un centaur. Una bucată centaur unde ar trebui să se ducă. Sus. Sau jos. Jos nu cred că o să vină nimic care... Acolo de obicei au cele, loc cele mai multe landing party. Când are loc un landing party se întâmplă sus. Oh, Jesus. Ajută. Doamne să nu să fie asta ultimul. Doamne să fie asta ultimul. Holy shit, e și Black Sail și e și landing party. Help. Ok, voi atacați, voi rămâneți acolo jos. Și acolo sus. Oh my god. A, bateți asta, că e cea mai importantă. Ok, asta e o unitate mitică. Și uitați, ni s-a făcut centaurul, ei. Ok, centaurul nu e prea deosebit, dar... Meh, eu zic că e destul de deosebit. Mamă, și vreau să mai joc jocul ăsta. Vreau să facem un episod lung. Oh my god, ne-a distrus toate unitățile din față. Ok, 3, am terminat. Tu fă-mi lemn, please. Nu ne mai trebuie centauri, momentan. Și dacă ne-am mai avea doi villager din ăștia să ne ajute să facem la copaci, ar fi șmecher. Bun. Cu mâncarea o ducem extrem de bine și... Oh my god! Landing fucking party. Du-te acolo la landing party și ajută-i pe frățiorii tăi. Dă-le restaurare ca să nu murim. Sus încă se mai întâmplă. Ne-a murit centaurul, nu! Holy shit! Ok, ok, nu e bine. Nu e deloc bine. Nu e bine. Dacă am văzut ceva care nu e bine, e categoric chestia asta. Yes, am primit unități! Du-te pe ei! Yay! Ok, și cred că vin și pe sus. N-am observat eu, dar mă rog. Ok, du-te... Nu mai e nevoie sus. Oricum îi bate. Du-te și bate chestia aia. Ăștia ne bat. Holy shit. Du-te și fă-i pe ăștia, ok? Oh my god, ce agitat sunt. Să pierd de la primul nivel. Cum ar fi, fraților? Ok, du-te pe el, Atlanta. Oh my god, și nu mai avem case să încape unitățile noastre. Holy shit. Bate-l! E foarte aproape de tine și tu nu-l bați. Ok. What? This is loco. Cum poate pur și simplu? Nu mai vrem să ne batem cu voi. Vă pupăm, papa. Da, we can't go away and suck our big cocks. That Poseidon looks juicy as fuck. Another message from Poseidon Arcantos. His creatures help the pirates. Oh. They stole the trident. What? What? Yes, it was stolen during the fighting. Are you crazy? There could not be a clearer sign, Arcantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zathos! Take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry. This errand will not take long. You don't say. Ok, cam asta a fost tot. Din câte vedeți, putem să ne ducem la scenariul următor și la campanie. Nostalgia asta dău. Și da, fraților, cred că o să termin episodul aici. Prima campanie a fost... foarte easy, chiar de la spre final încep să pierzi clădiri, vin unitățile și te salvează, a crap ton of units, dacă mă întrebați. Și da, o să continuăm episodul următor, sper că vă place seria asta, pentru că mie îmi place și de-abia aștept să terminăm, deși o să fie extrem de lung, pentru că sunt 11.000 de scenarii, nu știu, s-ar putea să mai fac mai multe scenarii într-un episod și așa mai departe. După aia o să facem pauză, o să facem altă serie și apoi trecem la următoarea campanie de la jocul ăsta, campania cu, cum le zice, cu Atlantienii, așa, aparent în jocul următor, acum sunt 3 națiuni, dar în jocul următor o să fie 4 națiuni și mai recent pentru Extended Edition s-a adăugat a 5-a națiune, care nu vreau să dau niciun spoil, căutați voi înși vă, ok?
Bun, fraților, mi-a plăcut extrem de mult. Mulțumesc că ați venit la acest episod. Nu uitați, uitați acolo jos la butonul de like și dacă nu, și la de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!